Este un moment în care trebuie să identificați care este misiunea dumneavoastră. Mergem mai departe pentru nativii săgetători, da, este și pentru săgetători foarte importantă această criză post-eclipsă, pentru că ea cuprinde chiar pe însuși guvernatorul dumneavoastră, Jupiter, care tocmai ce a intrat în semnul Taurului sau intră pe 17 mai. Deci foarte important este pentru nativii săgetători să înțeleagă niște lucruri pe care nu le-au înțeles până acum, niște lucruri care au o relevanță cosmică niște lucruri care vin dincolo de ceea ce se vede și care vorbesc despre un context astral de mare forță în care cu toții am intrat. Nu există persoană să spună eu mă sustrag. Eu nu vreau să intru în acest context astral. Nu există așa ceva. Toată lumea este fie că vrea, fie că nu vrea, fie că credem, fie că nu credem în acest context astral de mare amploare care este de fapt un câmp de luptă acum. De fapt, noi suntem pe un câmp de luptă cu Saturn, cu Neptun în semnul peștilor, cu Pluton între Capricorn și Vărsător. Cu această opoziție și acest care un T absolut uh, exploziv zilele acestea, mare atenție pe ce zonă apare această explozie, această efervescență, pentru că pentru nativii săgetători, ei fiind, noastră fiind guvernați de Jupiter, care este cuprins în acest context astral, în acest tablou astral atât de relevant, cu siguranță această explozie va avea loc de o manieră incredibilă. Deci s-ar putea să simțiți. Să simțiți uh, o mare intensitate, să simțiți uh, că este ceva care vă deranjează atât de mult această criză despre care vorbeam, încât se dă o luptă, sigur că da, între instinctualitatea plutoniană și Jupiter care spune, hai să mergem mai departe, hai să facem lucrurile creativ, să demonstrăm că putem, să avem expansiune, să, nu știu, evoluăm, să ne dezvoltăm și așa mai departe, Pluto zice, da, da, ia uite, ce s-a întâmplat. Ia uite ce a făcut X, ia uite ce a făcut Y și trage în jos nativul prin această instinctualitate periculoasă de tipic plutonian, adică de tipic uh, legat de zodia scorpionului. Și atunci este o luptă, oricât de nobil, oricât de înalt spiritual am fi, atunci când cineva vine, pentru că această provocare plutoniană, am uitat să spun un lucru foarte important, vine cu greutate mai mică sau mai mare și în funcție de gradul nostru de evoluție. Dacă avem un nativ săgetător, un spirit mai evoluat, sigur că da, Pluto va lucra la un nivel pe specificul lui. Nu-l va tulbura cum tulbură quadratura Pluto-Jupiter, o persoană obișnuită, care poate fi tulburată doar pe un conflict cu cineva pe stradă. Un nativ săgetător care, să spunem, ar avea un profil evoluat, da, de spirit evoluat, poate fi provocat la un nivel mult mai înalt, pentru că, sigur că da, Uh, este vorba despre o altă categorie. Se dă o luptă la o altă uh, categorie. Ca atare, trebuie să fim foarte atenți în această perioadă. Se dau uh, bătălii uh, la nivel astral de mare intensitate. La fiecare este vorba despre descoperirea unui mm. calibru. Deci, noi trebuie să descoperim fiecare unde suntem foarte puternici, unde este calibrul nostru, cum putem să excelăm. Unde excelăm? Unde suntem noi cei mai puternici? Unde suntem cei mai slabi? Dar mai mult, unde suntem cei mai puternici? Că unde suntem slabi? Probabil că ne-am tot uh, intersectat cu zona aceasta. Pentru nativi săgetători, criza post-eclipsă, deci, are loc uh, pe zona relaționalului, uh, o zonă care, sigur că da, poate să vorbească despre persoane care apar în viața noastră și care ne tulbură, persoane din uh, sfera de uh, apropiată, pot fi colegi, prieteni, rude. Uh, și acest Jupiter care spuneam este și guvernatorul dumneavoastră care acum vine și el cu foarte multă forță de pe el ne vorbește de pe casa 6, de pe casa serviciului. Deci mare atenție cum ceva ce vă deranjează la locul de muncă, ceva care poate fi destul de exploziv la locul de muncă, vine către dumneavoastră într o variantă în care spune hai să ne mai concentrăm pe conflict, haide să ne concentrăm pe ex expansiune, pe ceea ce putem face constructiv. Și Săgetătorii pot beneficia din plin de prezența lui Jupiter într-un semn venusian, în sensul că, prin relațiile pe care le aveți, pentru că Jupiter în semn venusian îi avantajează foarte mult pe venusien și pe jupiterien, evident, adică pe cei care au un sistem relațional de forță, puteți beneficia de acest sistem relațional din plin, deci putem să avem beneficii de pe urma acestui Jupiter în semn venusian, deci, prin intermediul unor persoane care vă respectă, care vă apreciază, care vă stimează, vedeți partea pozitivă a lucrurilor, puteți să aveți foarte multă dezvoltare și foarte, foarte multă expansiune. Ca atare, eu aș folosi în interesul meu, ca și nativ săgetător această opoziție Pluto Marte, acest care unte Pluto-Jupiter Marte, în sensul că trebuie să vă concentrați foarte puțin pe orice fel de conflict care ar putea apărea și foarte mult pe relațiile pe care le aveți pe zona în care sunteți apreciați, sunteți iubiți și cunoașteți suficient de mulți oameni care vă pot ajuta să declanșați anumite lucruri. Clusterul din semnul Taurului este și el foarte puternic pe casa serviciului, deci avem expansiune la locul de muncă, întâlniți persoane cu idei. Este un moment în care vă puteți folosi de oameni inteligenți cu care relaționați la locul de muncă pentru că acolo este forța această conjuncție Uranus-Mercur, Mercur și planeta inteligenței Spurare Uranus, vorbesc despre faptul că la locul de muncă trebuie să vă folosiți de cei care vin cu tot felul de idei, de persoanele care într-un fel ies în evidență prin acest lucru. Mergem mai departe, am ajuns la nativii Capricorn. Vă aflați pe ultimul 100 de metri cu Pluton în semnul dumneavoastră. Acum este un moment, bine, acum Pluton este chiar pe primul grad învărsător, dar mai revine. Este un moment în care chiar faceți ultimele abdatări, să zicem așa. Faceți practic uh, ultimele îmbunătățiri în ceea ce privește forța psihică. Adică deveniți atât de puternici psihic, încât nimic, nimic, nimic nu vă mai poate tulbura. Este un moment uh, care vorbește despre un soi de expansiune inedită. Nativii Capricorn, uh, grație trine, acum avem și Trigon, uh, Pluto, Soare pe semne de pământ, uh, s-ar putea să puteți să intrați în anumite domenii cu profil uh, financiar foarte interesant, adică să intuiți unde puteți câștiga mai bine, să vă asociați cu oameni de mare forță. Și, uh, să mai ales pentru Capricornii care lucrează în domenii financiare, este o perioadă extraordinar de favorabilă. Sextilul cu Neptun, care se găsește pe final de pești cu Pluto la confluența între Capricorn și Vărsător, vorbește de asemenea acest sextil despre faptul că acei nativi Capricorn, care fac lucruri în care cred cu adevărat, au toate șansele să aibă o expansiune incredibilă în perioada următoare. Deci trebuie doar să credeți cu adevărat în ceva. Folosiți-vă de acest ingres al lui Jupiter în semn de pământ, în primul semn de pământ, și încercați să aveți inițiativa în ceva, să începeți ceva, să înțelegeți că această schimbare, transformare foarte profundă la nivel și emoțional, și transformare, nu schimbare, și emoțional, și fizic, și spiritual, vine și cu o mențiune, faptul că dacă ați înțeles rolul acestei transformări, puteți să evoluați extraordinar de mult pe toate direcțiile pe care v-ați propus să evoluați până la urmă. Nu trebuie să vă mai lăsați antrenați în conflicte care vor apărea în viața dumneavoastră. Repet, este vorba despre conflictul care apare la toată lumea în mod, um, într-un mod ușor misterios, pentru că vorbim despre Pluto, despre Marte. Deci sunt lucruri greu de explicat care apar misterios, fulgerător, rapid, care șochează, care pot să schimbe starea de spirit, dar care cărora nu trebuie să le dați atâta importanță, pentru că dacă emoționalul dumneavoastră ar fi într-un control absolut, ați remarca că lucru în sine nu este chiar atât de grav sau nu este chiar atât de imprevizibil pe cât pare. Dar Universul face în așa fel încât să ne șocheze pe această poziție Pluto-Marte exact acolo unde ne doare cel mai rău, exact acolo unde suntem foarte vulnerabili. Trebuie să depășim momentul și trebuie să folosim toată energia în sens constructiv, adică să facem lucrurile constructiv, să ne canalizăm pe lucrurile pe care le putem face uh, puternic, acolo unde putem să creăm, acolo unde putem să fim foarte. Uh, să ne remarcăm. Dacă, de exemplu, vă place să scrieți, scrieți, dacă vă place să uh, pictați, pictați, dacă sunteți foarte buni ca lideri, încercați să vă demonstrați și să vă redemonstrați abilitățile de lider și așa mai departe. Nu stagnați. Nu rămâneți în standby. Este foarte important să facem această conversie între această energie care ne solicită prin tot felul de situații de conflict și această energie care vine în sens constructiv. De asemenea, clusterul care are loc pe semn tot pe semn de pământ, vorbește despre lucruri pe care le puteți pune în practică, lucruri tangibile, lucruri pe care le puteți face. De exemplu, de mult să spunem: Nu ați mai amenajat casa, începeți să amenajați. Nu este vremea vorbelor, este vremea faptelor. Vor fi foarte avantajați aceia care aleg, în loc să se lamenteze, să facă un lucru concret. Foarte important în această perioadă în care avem această conjuncție Soare-Uranus-Mercur. Uh, să ne asociem cu oameni de calibru nostru. Nici nu aveți idee cât de importantă poate fi o idee care vine din partea unei persoane care are uh, aceleași preocupări ca noi și care are idei. Revenim după publicitate. Hmm. Am revenit. Uh, Uh, mergem mai departe pentru o concluzie, de fapt, pentru nativii Capricorn. Ne pregătim să dăm piept cu această energie extraordinar de puternică, cu Pluto care se găsește oarecum încă în impact cu semnul dumneavoastră, pe coadratură cu acest Jupiter, cu siguranță va apărea o schimbare pe care este obligatoriu să o faceți, o schimbare mai mult de mentalitate. Am vorbit despre faptul că ceea ce ne deranjează, de fapt, în această perioadă, ne face mai puternici. Dumneavoastră, cu siguranță, ați descoperit ce vă face mai puternici și cum trebuie să uh, abordați anumite lucruri pentru a vă demonstra această putere. Destinul oricum o să vă pună în fața unor situații uh, uh, care vă vor da această oportunitate incredibilă de a demonstra că sunteți mult mai puternici decât ați uh, crezut. Marte în semn opus, sigur vorbește și el despre o provocare. La dumneavoastră, pe subire de nativi această provocare este mult mai directă. Lucrurile, o potențială, nu neapărat dușmănie, dar agresiune vine din zona de concret, din zona unor parteneriate, pentru că este în semn opus. Și aceste parteneriate, deci, repet, nu vă concentrați în exces pe ceea ce vă agresează din această din partea unor potențial parteneri, ci concentrați-vă mai mult pe zona de creativitate. Deci încercați să deveniți foarte buni într-un domeniu în care aveți un interes direct. Sunteți foarte puternici grație acestui clusterum pe zona creativității. Mergem mai departe pentru nativi vărsători și vărsătorii sigur că da pe undeva resimt și mai puternic decât alte zodii această energie foarte puternică pe care ne-o dă coadratura Pluto-Jupiter în sensul că veți simți o infuzie, ceva nevoia de a face lucrurile altfel de a vă implica foarte intens în viața dumneavoastră, de a fi într-un fel omul potrivit la locul potrivit și chiar veți fi. Trebuie să înțelegeți faptul că veți fi într-un fel motorul unei acțiuni, a unei activități, veți fi persoana care poate declanșa ceva într-o anumită zonă. Sunteți cei care luați uh, atitudine într-un proiect, într-o activitate, într-un uh, eveniment de mare impact. Uh, veți simți că puteți să mergeți uh, înainte într-o formulă de mare forță pe care nu ați mai experimentat-o până acum. Este ceva extraordinar de puternic. Uh, sigur, uh, Saturn și Neptun în, uh, pe casa a doua vorbesc și ele despre o deosebit de mare responsabilitate pe care începeți să o aveți în zona investițiilor. Este ceva ce vă apasă, ceva ce trebuie să vă ocupați de niște investiții într-un mod foarte serios. Vă vin și foarte multe idei, aveți har, aveți capacitatea de a face lucrurile altfel decât le-ați făcut până acum. Sunteți foarte inventivi în această perioadă. Saturn, spuneam, primește un aspect foarte frumos de la Jupiter. Deci, avem un sextil Jupiter Saturn extraordinar de puternic care arată faptul că toată lumea care vrea să facă ceva din suflet în această perioadă va avea succes. Și pentru dumneavoastră, Saturn se găsește chiar pe casa investițiilor, cu un Jupiter care se pregătește să intre pe casa domesticului, deci mai ales pentru acei nativi vărsători care vor să investească în case, imobile, terenuri, este o perioadă foarte, foarte bună. Uh, și oricum este un moment de mare echilibru pentru cei care investesc banii coerent și echilibrat. Deci încercați să vă gândiți cum puteți să investiți echilibrat, pentru că se poate face acest lucru. Lucrurile trebuie gândite în această perioadă cu acest cluster un PSM de pământ. Cum să investiți? Poate în imagine, dar să investiți totuși și în ceva care se justifică. Nu puteți să vă abțineți de la lucruri pe care poate puteți să le faceți mai restrângându-vă puțin financiar, dar totuși poate trebuie să investiți într-o zonă care presupune șansa dumneavoastră de a avea expansiune. Ca atare, este o perioadă în care vă pune puțin mintea la contribuție în zona aceasta financiară, într-un mod în care puteți să aveți mari rezultate dacă faceți lucrurile ca la carte. Energiile se cer echilibrate în toate domeniile de viață. Nu este suficient să echilibrăm doar partea. Profesională, dar să rămânem total descoperiți pe partea domestică, adică să avem o casă care nu ne reprezintă sau să fie de în anumite domenii. Toate domeniile se cer echilibrate și mai ales viața spirituală. Nativii Vărsători experimentează acum o combinație foarte interesantă pe casa a doua, acolo unde avem acum peștii și Saturn și Neptun aici, deci o combinație între partea materială și partea spirituală, deci este ceva foarte interesant. Practic, trebuie să demonstrați într-un fel că puteți face lucrurile de o manieră spirituală, de o manieră echilibrată și în plan concret. Deci, dacă, de exemplu, vreți să achiziționați ceva, trebuie să vă gândiți, mă reprezintă acest lucru spiritual, sufletește sau nu? Pot să fac și ceva benefic, pot să ajut și pe alte persoane? Deci trebuie să gândim în așa fel încât să fie o legătură interesantă între spiritual, între material, spiritual sau material și planul sufletesc, pentru că ele sunt împletite. Avem o legătură extraordinar de puternică între Zodia Peștilor și Casa Taurului. Revenim după publicitate. Am revenit să vedem acum pentru nativii pești în care sunt cele mai relevante aspecte săptămâna ce urmează. Evident, sunteți direct impactați de această quadratură Pluto-Jupiter. În ce sens vă va afecta sau vă va impacta? ea, uh, vom vedea imediat. În primul rând, uh, trebuie să înțelegem faptul că Pluto se pregătește să intre în cea mai delicată casă, în casa credinței. În casa sufletului, în casa relaționării cu planul divin. Ca atare urmează o perioadă de mari uh, transformări sufletești pentru dumneavoastră, cu Saturn și cu Neptun în semn, cu Pluton pe casa a 12-a. Uh, Vorbim despre un moment în care Energia poate fi extraordinar de constructivă dacă înțelegem care este linia noastră de destin, dacă înțelegem către ce ne îndreptăm, dacă ne înțelegem misiunea karmică. Pe, la pește este absolut obligatoriu să înțeleagă care este misiunea karmică, deci trebuie să identificați pe astrograma natală care sunt casele uh, transitate de nodurile lunare și ce tipologie de karmă aveți, ce misiune karmică aveți, trebuie să intrați pe misiunea karmică, nobilă, înaltă, trebuie să vă duceți foarte mult către domeniile acestea elevate, către biserică, către cunoaștere, către uh, studii, către uh, uh, zona legată de relaționare corectă, umană, uh, plăcută cu cei din jur, către natură, pentru a da un uh, sens foarte înalt uh, vieții dumneavoastră. Mai mult decât atât, Uh, avem uh, și un alt aspect foarte relevant, vorbeam de această cuadratură Pluto-Jupiter, cu Pluto pe casa a 12-a, cu un Jupiter care se pregătește să intre pe casa relațiilor. Mare atenție ce relații intră în, uh, 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 zona dumneavoastră, pentru că s-ar putea să aveți mult mai mult profit decât credeți de pe urma unor persoane care apar în viața dumneavoastră. Este foarte relevant să aveți discuții inteligente, de exemplu, nu vă recomand dacă vă întâlniți cu o persoană să aveți discuții banale. Trebuie să construiți ceva, să discutați lucruri interesante cu acele persoane, să încercați să faceți în așa fel încât să descoperiți ce puteți să dați, cât puteți să dați mai mult. Deci trebuie să dați mult mai mult către ceilalți, să le spuneți ce aveți de gând, ce proiecte aveți, pentru că nu știți de unde apar persoane care spun și eu aș vrea să fac asta, pot să te ajut sau uite, vin și eu cu o relație sau vin cu ceva financiar. Deci este o perioadă în care relaționalul devine foarte karmic și vine într o manieră karmică către dumneavoastră. O să ne mai întâlnim și cu quadraturile lui Pluto, cu nodurile lunare, spunea la sfârșitul lunii iulie, dar până atunci noi trebuie să construim pe baza crizei. Este o, o, un lucru paradoxal. Aparent lucrurile se bat cap în cap, dar nu neapărat. Este vorba despre un conflict care, de fapt, naște ceva foarte constructiv. Deci, pe baza unor conflicte, putem să avem acces la lucruri extraordinar de uh, constructive. Și vorbind despre faptul că, uh, credem sau nu, uh, apar foarte multe situații din care putem înțelege, din care putem învăța. Ne putem asocia cu oameni uh, care au, uh, sunt de calibru cu oameni care au inteligență superioară și care ne pot ajuta de o manieră incredibilă. De asemenea, prezența mare lui Saturn și a lui Neptun în semnul dumneavoastră vorbește despre raportarea la planul divin care trebuie făcută ca la carte. Practic, vă recomand ca în fiecare zi să faceți ceva care pe undeva vă apropie de divinitate, vă apropie de sufletul dumneavoastră, se cere un dialog permanent cu sufletul, să vedeți ce vă place, ce nu vă place. Poate încerca și dumneavoastră să faceți acea organigramă despre care am vorbit cu dumneavoastră în mijlocul unei foi și cu tot felul de săgeți către tot felul de activități pe care le faceți, ce vă agresează, ce vă place, ce vine către dumneavoastră. Cum simțiți că ați putea să vă intrați pe misiune? Pentru că veți înțelege lucrurile de o manieră incredibilă, mult mai ușor dacă le vedeți scrise pe ceva. Încercați să scrieți în fiecare zi ce vă agresează, ce vă atrage atenția, ce vă pune pe gânduri, care sunt de ceurile zilei și așa mai departe. Este foarte important să și medităm în această perioadă. De asemenea, nu putem să omitem faptul că această quadratură și această opoziție Pluto Marte declanșează o energie extraordinar de puternică, dar și energia conflictului. Deci, exact cum am spus și pentru celelalte zodii, încercați să evitați orice formă de conflict și mergeți pe zona constructivă. Peștii, ca și zona constructivă, trebuie să se orienteze spre planul uh, spiritual. Cam acestea au fost previziunile pentru săptămâna următoare. Mergem în studioul știrilor. Aneta Sangerosan ne așteaptă cu subiectele momentului. Bună seara, Lina, bună seara, doamnelor și domnilor. Vă aștept în doar câteva minute la jurnalul orei 18. O să vedeți cum tot mai mulți tineri ajung la spital în stare gravă din cauza unui drog extrem de periculos. Este alertă maximă în întreaga Europa din cauza acestor stupefiante, care se vând și pe piața din România. O să vedem părerea experților antidrog în doar câteva minute la știri. Și tot atunci o să vedeți detaliile unui proiect de lege care ar putea să le permită vânzătorilor de țigări și alcool să ceară buletinul clienților pentru a verifica dacă au sau nu 18 ani. Legislația actuală prevede că este interzisă vânzarea de alcool și țigări minorilor, știm deja, însă regula este adeseori încălcată pe motiv că vânzătorul nu poate verifica vârsta clienților. Inițiatorul legii vine cu toate explicațiile imediat la jurnalul ore 18, iar din afara granițelor, guvernul indian a intrat în război cu Meta, compania lui Mark Zuckerberg, care deține și platforma WhatsApp. Guvernul de la New Delhi investigează un posibil spionaj făcut de compania americană prin aplicația de mesagerie. Toate detaliile de la fix la jurnalul 18 vă aștept. Cam acestea au fost previziunile pentru săptămâna următoare. Nu uitați să folosiți această energie conflictuală cu care vin aspectele astrale de zilele următoare într-un mod constructiv și să o transformați din ceva care ne perturbă inițial în ceva care poate să ducă la o foarte frumoasă zonă de creativitate. Este într-un fel provocarea pentru noi săptămâna următoare. Ne revedem și de la ora 20. La revedere!